știri din neștire. O româncă a șters internetul. Marinela Gucci Babana, de 23 de ani, elevă în clasa a 10-a și mamă a 3 copii, a reușit în timpul serii de ieri să șteargă internetul dând delete. Situația cu potențial catastrofal a fost salvată de către Serviciile Române pentru Internet. Purtătorul de cuvânt al instituției, domnul Marinel Ștechereanu, a explicat că s-a intervenit în forță cu două autospeciale. Internetul se găsea în recycle bin și a fost restaurat printr-o simplă clicare stânga. Alo. Alo, bună, Ramona? Da. Domnișoara Ramona, da? Da. Bună, mă numesc Petre, de la firma de internet te deranjez? Da. Ai folosit prea multă bandă de internet, adică ai vorbit prea mult pe Messenger. Îmi poți spune despre ce este vorba, cum de s-a folosit atât de multă bandă de internet de la calculatorul tău? Nu pot să-mi dau seama. Internetul e nelimitat plătit. 24 din 24, timp de o lună. Da, dumneavoastră ce firmă reprezentați? Firma dumneavoastră de internet. Petre mă numesc. Din câte observ aici, ați vorbit foarte mult cu numitul Alin. Vă spune ceva în numele? Nu. Mai bine îmi poți decât să stau pe internet, așa că nu puteți spuneți că fac abuz de bandă. Nu știu, Alin este iubitul dumneavoastră sau? Da. Domnișoare, vorbiți cu numitul Alin pe Messenger? Da. Părinții dumneavoastră au recurs la serviciile noastre pentru a le furniza lista de discuții. Intrați ca să vorbiți cu numitul Alin? Nu neapărat cu el. Deci îl cunoașteți pe Alin, să înțeleg. Da. Măi, e ceva, adică nu vreau să-ți fac probleme, să le dau lista, adică... cu discuțiile tale. Ei, cu... Nu, da. Că ei... Deci să nu le dau lista? Da, nu dai nicio listă. Nu le spune lor că, știi, sunt mai severe, așa, mai... ca pe vremea comuniștilor și... Am înțeles. Păi bun, dar tu ce ai de ascuns? Adică, bă, ca să știu. Am mai lăsat web deschis. Așa, și ce ai făcut în fața web-ului? Mai cânt ai mei. Hai, că nu pot să-ți spun acum. Bun, dar ați făcut din alea? Da. Bun, dar în cazul ăsta, uite, te iertăm dacă lași și tu web-ul deschis. Îți lași camera web deschisă? Da, când? Că poate în felul ăsta ne cunoaștem și noi mai bine, știi? Da, da, tu câți ani ai? Eu? 23. Ești interesată? Ce zici? Păi, ești drăguț? Păi sunt foarte drăguț. Dar accepti, de exemplu, să ieși cu mine la un suc într-o seară? Da, mă, dar numai să nu afli Alin. Uite, dacă tu accepti să ieși cu mine și să mergem la un suc împreună, eu nu o să mai dau lista ta de discuții pe Messenger cu băieții, părinților tăi, și în felul ăsta nu află nimeni. Bine, niciodată, nici când te roagă ei. Deci ești de acord să-ți lași și camera web deschisă? În felul ăsta te iert, da? Da, dar o las și tu. Păi o las și eu, normal. Cum vrei să arăt în fața camerei? Cu ce să mă îmbrac? Păi îmbrăcat. A, deci să nu fiu îmbrăcat? Păi nu crezi? Să fiu dezbrăcat, zici? Păi pentru ce-i camera web? Diseară intri pe Messenger? Da, pe la 6-7. Dar de ce ești așa speriată? Păi nu, dar sper să nu trimiți lista, să nu le arăți discuțiile. Nu le arăt discuțiile, stai liniștită, dă-mi ID-ul tău. Așa, Ica, bară jos. Bun, bine, și te iert și n-o să stai internetul, da? Bine, și pot să stau cât vreau eu pe net. Poți să stai cât vrei tu pe net. Bine, bine. Radio 21 a fost o glumă. Vai, ce... Păi ești nebun? Cine mi-a făcut farsa asta? Cine te-a pus? E, nu mai contează, e vorba de cineva care te cunoaște. Spune cine te-a pus. M-a pus cineva, adică fratele tău. Mamă, ce-i fac? Dacă afla ai mei, am încurcat-o. Băi, sunteți nebun să mor eu. Dați ce vreți voi, oricum nu-mi pasă. Oh my God!